argeșenii nu ne-au votat să facem ambiții și jocuri politice. Ne-au votat să, ca fiecare dintre noi să facem tot ce știm mai bine, acolo unde știm să facem. Iar domnul Grecu știe cu turismul și știe cu fondurile europene. Vă mulțumesc frumos. Aveți dreptate, într-adevăr, expertiza domnului Grecu este un lucru senzațional și trebuie să ținem cont pe mai departe despre ceea ce înseamnă capacitățile domniei sale în a ajuta și sprijini Consiliul Județean în demersurile pe care le facem în dezvoltarea turistică a județului. În același timp, așa cum am spus, lucrurile acestea nu sunt bătute în cuie. Putem găsi oricând o puncte de dialog. Totuși, aș vrea să... Totuși, cred că suntem în democrație și suntem aleși cu toții, chiar dacă suntem doi de astăzi, cât sunteți, avem dreptul să vorbim. Dar nu vă luăm în dreptul acesta. Nu am nicio clipă că această comisie, comisia juridică, nu e o comisie importantă. Din contră. Am spus că este o comisie foarte importantă. Am spus doar că ați mutat un om a cărui expertiză în turism și în fonduri europene este incontestabilă în comisia juridică. Un om care la bază este inginer. Mi se pare o greșeală. Iar această discuție nu o port astăzi aici. Am adus-o la cunoștință acum câteva zile. Pe de-o parte, pe de-altă parte, mi se pare o greșeală pentru că, să nu uităm, Consiliul Județean, în ceea ce privește turismul, nu cred că a înregistrat un succes notabil. Din contră, avem eșec cu Molivișu. Avem eșec cu faptul că noi, cei din județul Argeș, nu facem parte din IPI, Țara Fotografiului, prin intermediul căruia Comisia Europeană trimite până la 2 miliarde de euro, din păcate, către Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Județean Brașov. Cu atât mai mult aveam nevoie de un specialist în turism și în fonduri europene, acolo unde eu, în Comisia pentru turism, pentru fondurile europene. Aceasta a fost intervenția mea. O știați de la început. Faptul că noi suntem doar doi, asta ne împiedică să ne spunem părerile și ideile, așa cum le considerăm. Vă mulțumesc și sper să ne dea Dumnezeu gândul cel bun. Și eu vă mulțumesc.